Juniorii republicani de la Clubul Sportiv Școlar Drobeta au plecat ca din pușcă în noul sezon competițional. În derbiul local cu nou înființata Frontiera Drobeta, tinerii au câștigat toate punctele puse în joc la ambele grupe. În primul joc al zilei la junioria, fotbaliștii CSS-ului, deja obișnuiți cu nivelul ridicat al competiției, au surclasat cu 9-1 pe frontieriști, aflați la debut într-o competiție națională. Un fapt îmbucurător că domnul profesor Teo s-a gândit să înființeze o echipă, dar momentan este la început. Bineînțeles, scorul e concludent, jocul a fost la discreția noastră, dar eu îi felicit în primul rând pe copiii mei, dar și pe ceilalți, și să aibă încredere în ei, pentru că început ce început este greu. Sperăm pe viitor să capete încredere în ei și să facă jocuri mult mai bune decât au făcut astăzi. Echipa dumneavoastră, ce vă propuneți în noul sezon? E greu de spus acum. Noi ne facem idei, iluzii așa la început, dar e greu. După 3-4 etape o să vă spun exact ceea ce... Normal, vrem în primele 5 echipe. Mult mai interesant și cu răsturnare de scor a fost jocul de la juniorii mici. Frontiera Drobeta a început curajos și după câteva ocazii bune a reușit să scuture plasa adversarilor de 2 ori, însă nu a fost suficient deoarece adversarii au întors rezultatul și până la final au câștigat cu 6-3. Învingătorii au lăudat jocul bun al adversarilor. Un joc neașteptat greu în primele minute, ca drept dovadă am făcut în duș cu 2-0, dar copiii, băieții au realizat că nu este un meci ușor și nu trebuie tratat adversarul foarte ușor. S-au motivat după primele 15 minute și-au făcut un joc ușor. Eu am încercat din primele minute, i-am și motivat, le-am spus să nu trateze meciul ușor. Ei, cunoscându-se între ei, fiind din același oraș, au tratat jocul și mai ales primele 15 minute mai superficiali, de-aia și adversarul în minutul 7 avea 2-0. Antrenorii de la frontieră nu fac un capăt de țară din cele două înfrângeri. Spun că sunt la început de drum și trebuie răbdare. Pentru toți tinerii fotbaliști este o nouă etapă în carieră și au nevoie de timp pentru a se adapta. Nu e un debut foarte fericit. Am fi vrut să debutăm cel puțin cu meciuri egale, cel puțin cu un punct în ambele echipe. Din păcate nu am reușit asta. S-a văzut lipsa de experiență a componenților celor două grupe, junior A și junior B. Se putea mai mult, băieții însă au înțeles greșelile pe care le-au făcut și cu siguranță pe viitor o să încercăm să le remediem. După cum am spus, încă mai avem probleme și de lot din punct de vedere al numărului de jucători. Am avut și 2-3 indisponibilități astăzi. Cu 2-3 băieți aduși la echipă, cred că putem îmbunătăți jocul ambelor echipe. Etapa viitoare a SE Frontiera va întâlni sâmbătă pe stadionul Termo gruparea CSS Craiova, în vreme ce grupele CSS-ului din Severin se vor deplasa la LPS Slatina. Zilele trecute, plaja Laguna din Mangalia s-a transformat într-un adevărat complex sportiv. Campioni europeni, campioni naționali, medaliați sau nu, 200 de participanți s-au înscris la campionatul național de lupte de la malul Dunării. Mulți au venit să cucerească titlul de campion național, alții au venit să-l apere. Sportivii severineni nu s-au lăsat intimidați de ceilalți sportivi veniți din țară cu o dorință arzătoare de a câștiga. Competiție foarte populată, la care au participat absolut toate județele țării. La categoria juniori 3 am obținut medalia de aur prin sportiva la categoria plus 50 de kilograme și medalia de bronz la aceeași categorie prin sportiva ungureanu Valentina. La categoria de vârstă copii 2 sportiva Capezan Roxana obține medalia de aur la plus 50 de kilograme, iar sportiva ungureanu Cristina medalia de bronz la categoria 50 de kilograme. Competiția a fost acerbă, mai ales că au fost doar două categorii de greutate. Noul regulament al acestei competiții face ca să fie numai două categorii de greutate, lucru care pune în dificultate datorită diferenței foarte mari de greutate între sportivi. Deci pot să fie sportivi cu diferența între 25 de kilograme. Sunt foarte mulțumit de faptul că am obținut aceste medalii și spun că luptele pe plajă este un alt sport decât ceea ce facem noi, lupte libere. Adică în sensul că regulamentul te obligă la alte automatisme, la alte procedee tehnice.
Pentru sportivi au fost zile de neuitat, deoarece au îmbinat plăcutul cu utilul pe final de vacanță și au putut să-și măsoare forțele înaintea finalelor naționale ale competițiilor oficiale din toamnă.